9 copii, 7 bebeluși și 2 adolescenți bolnavi au fost abandonați de familie în ultimile 3 luni în spitalele din județul Dâmbovița, aceștia fiind preluați în sistemul de protecție de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. 7 dintre cei în cauză au fost lăsați în spital încă de la naștere, mamele motivând fie lipsa posibilității de a-i crește, fie refuzul taților de a-i accepta, iar în prezent sunt îngrijiți de asistenți maternali profesioniști. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița spun că în ultimile 3 luni ale anului 2013 au fost 2 cazuri de adolescenți, unul de 13 ani, celălalt de 14 ani, abandonați pe motiv că sunt bolnavi. Copiii suferă de boli destul de grave și au fost preluați în centre de îngrijire pentru persoane cu handicap sever, unde familia îi vizitează periodic. Al 7 copii abandonați la naștere în spital sunt acum îngrijiți de asistenți maternali. În anul 2013 au fost 36 de copii părăsiți în spitalele de pe raza județului Dâmbovița. Aceștia beneficiază toți de măsură de protecție specială la sistem maternal profesionist sau, în cazurile cu probleme de sănătate, aceștia se află în centre de plasament pentru copii cu dizabilități. Câți au fost în ultimul trimestru? În ultimul trimestru au fost 9 copii părăsiți în spitale din județ, 7 copii noi născuți în momentul în care au putut fi externați. Au fost preluați și se află în plasament la sistem maternal profesionist și 2 copii cu dizabilități care se află în centre de plasament pentru copii cu dizabilități. Cele mai multe cazuri sunt copiii provin din relații extraconjugale, nu sunt acceptați de concubin, de noua familie, situație materială precară sau mai există și alți copii care se află în sistemul de protecție în cadrul acelei familii. În județul Dâmbovița sunt în acest moment peste 1300 de copii abandonați de părinți care sunt îngrijiți de asistenți maternali profesioniști, rude sau în centre de tip rezidențial. Astfel, în cazul a 1105 micuți, protecția copilului a decis plasament de tip familial, 630 fiind crescuți, de 331 de asistenți maternali profesioniști, iar 475 au fost preluați de rude, în timp ce 232 de copii, majoritatea cu vârste mari, sunt acum în centrele de tip rezidențial ale protecției copilului și ale ONG-urilor de profil.